Șpagă la rece după mita din portbagaj de 1 milion de lei pe care a primit-o anul trecut fostul baron PSD de Vaslui. Un alt caz revoltător iese la iveală. Directorul de la drumuri și poduri Bârlad și-a ascuns mita de 100.000 de lei primită de la un patron de benzinărie în frigider. Le-a spus anchetatorilor că spera că amprentele de pe bani vor dispărea. Bărbatul a fost arestat pentru 30 de zile. La un an și 9 luni de când Daniel Buzamăt, șeful de la drumuri și poduri Bârlad, și Gică Călin, patron de benzinărie din Galați, și-au dat mâna, cei doi au ajuns în fața judecătorilor din Vaslui, tot împreună. Directorul de 54 de ani și-a ascuns chipul sub glugă. În martie 2022, cei doi au încheiat un contract prin care Buzamăt trebuia să asfalteze un teren de lângă stația PECO a lui Călin, în satul Toflea, la 50 de kilometri de Bârlad. În realitate a fost asfaltat o suprafață mult mai mare pe bani publici, iar pentru acest serviciu, directorul a pretins 100.000 de lei. Ca să nu dea de bănuit, șeful de la drumuri și poduri Bârlad a împărțit suma primită drept mită în două. Jumătate din suma a adus-o chiar în biroul său. Banii gheață i-a dosit la rece, într-un frigider modern, cu două uși. I-ar fi pus acolo pentru că, spun anchetatorii, a crezut că la temperaturi scăzute amprentele dispar. Cea de-a doua tranșă, tot de 50.000 de lei, a ascuns-o în autoturismul personal. Toată șpaga a fost intermediată de un inginer subaltern al lui Buzamăt, care i-ar fi dat o parte din suma primită într-o cofetărie. Mita reprezintă aproape întreg venitul anual al șefului de la drumuri și poduri. Lucrările de asfaltare de la benzinărie au durat aproximativ 3 luni. La final, surpriză, în loc de 1600 de metri pătrați ce trebuiau asfaltați, suprafața era triplă, peste 4700, iar cantitatea de materiale a fost de peste 450 de tone, dublu față de ce prevedea contractul. Daniel Buzamăt a mai fost în centrul unui scandal de fraudă și de lapidare. Presa locală scrie că acum 6 luni poliția a descins la el acasă și la serviciu, după ce o angajată, concediată, a mărturisit că ar fi primit bani de la director ca să păstreze tăcerea despre neregulile din instituție. Din ce provine această sumă? Și economiile mele. Și economiile dumneavoastră. Anul trecut, fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins în flagrant la pescuit, în timp ce primea șpagă 1.250.000 de lei. Banii au fost găsiți în portbagajul mașinii, puși într-o servietă. Fostul baron PSD a cerut mita de la un prieten, supranumit Regele Asfaltului, pentru a-l lăsa să se ocupe de refacerea unui drum județean.